Odată cu majorarea salariului minim brut, scade și numărul de ore pe care asistații sociali sunt obligați să le presteze în folosul comunității. Și asta pentru că numărul de ore este stabilit în baza unei formule de calcul, care ține cont de valoarea salariului minim. Formula de calcul este norma maximă de ore pentru o lună, respectiv 166, ori cuantumul ajutorului social, cuantum stabilit de către lege, împărțit la valoarea salariului minim brut pe țară, garantat în plată. Astfel că din acest calcul rezultă o diminuare a orelor prestate în folosul comunității. Noi, la nivelul municipiului Suceava, în luna decembrie am avut 116 dosare deschise cu 111 în plată și 64 de persoane care trebuie să efectueze munca în folosul comunității. Șefa Serviciului de Asistență Socială din cadrul Primăriei Suceava a făcut o simulare din care rezultă că în cazul familiilor cu 3 membri, numărul de ore scade de la 41 la 31 pe lună, iar familiile cu 4 membri vor presta 39 de ore în loc de 50. Veștile bune pentru asistați nu se opresc aici. De la 1 ianuarie a crescut și indemnizația persoanelor cu handicap. Pentru persoanele încadrate în grad de handicap accentuat, valoarea acestei indemnizații crește de asemenea de la 272 la 350 și pentru handicap mediu de la 39 la 50 reprezintă doar bugetul personal complementar. O altă majorare este indemnizația de creștere a copilului, care crește și exponențial de la 1200 la 1250. Persoanele încadrate în grad de handicap grav vor beneficia de o indemnizație de 450 de lei pe lună.